Bine v-am găsit la un episod. Un episod destul de special, să zic așa, sau un episod oarecum așteptat, pentru că vă tot ziceam despre chestia asta prin alte episoade. Așa că, după cum vedeți în titlu, a venit timpul să pun mașina asta la vânzare. Mașina, mă rog, este pusă de ceva timp la vânzare, dar acum o să fac un clip ca să știți că este pusă și că aș fi interesat să o vând. Ideea este că mașina e mașină personală, schimbul de ulei făcut acum 300 de km, distribuția trebuie făcută în 30.000 de km. Adică dacă sunteți noi pe canal, eu nu sunt Samsar, nu mă ocup mașini cu astea, e mașină ce o am de aproape un an. Motivul vânzării este pentru că vreau să-mi iau ceva mai nou, vreau să trec pe altă gamă de mașini, nu știu dacă o să-mi iau neapărat tot ceva din VAC, dar sincer m-aș orienta spre altceva. O să fac un scurt rezumat al activității mele cu mașina asta de când o am, din martie 2018. Da, oricum, o să aveți anunțul în descriere, menționez că de pe acum că prețul de acolo e preț de unde se pleacă și numai că o să scad din prețul ăla, pentru că nu cred că o să pot să fac mașina aia vreodată la prețul ăla. Și încă ce am vrea să vă zic, că de la început, nu neapărat că am văzut că e la modă pe YouTube, dar chiar aș vrea și ar fi interesant să fac o tombolă cu mașina asta, că eu chiar vreau să o vând. Și nu știu, poate mulți o să ziceți că e un rahat ce încerc să fac sau așa, dar chiar aș vrea să fac un fel de tombolă și să ai șansa cu, nu știu, 20 de euro să te înscrii și să poți, și să zicem că o să fie intrarea în tombola respectiv o sumă de bani, nu știu, să zicem 1 milion, dar cu 1 milion ai șansa să câștigi 9000 de euro. Nu știu, mă gândesc și la chestia asta în cazul în care nu găsesc să o vând. Dar asta înseamnă până la 9000 de euro să strângi într-un milion, îți trebuie vreo 400 și ceva de participanți. Deci nu știu dacă aș reuși să strâng 400 de participanți. Dar dacă ați fi de acord cu chestia asta, eu aș face-o. Și astfel, na. Dar mă rog, nu, astea alte discuții. Mă rog, hai să fac un... Mă rog, m-am repetat de prea multe ori. Hai să fac un... Nu știu ce să-mi alegez aici. Hai să fac un mic rezumat. Deci mașina asta o am de pe 20 martie, ceva de genul 2018. De când am luat-o până acum, i-am făcut vreo... Hai să mă gândesc, că nu știu. 37.000 de kilometri, ceva de genul, adică chiar am mers cu mașina respectivă, acum are vreo 233.000 de kilometri. În kilometri ăștia n-am avut probleme majore, mașina are stage 1 și DPF off. Și cred că dezvoltă undeva la 180 de cai acum, nu știu exact cât dezvoltă, dar cam pe acolo cred eu că dezvoltă. Bun. Mașina, pentru cei care sunt noi și chiar nu știu, mașina are următoarele dotări. Deci are piele, are trapă, are navigația mare RNS 510, dacă nu mă înșel. Are funcția de video in motion activată pe navigație, că poți să văd videoclipurile astea în mișcare. Motorul e 2000 diesel, cod motor CBAB de bază, 140 de cai. Încălzire în scaune. Mă rog, asta, restul pe aia sunt minore. Comenzi pe volan. Volanul este îmbrăcat de mine în piele. Acum câteva luni l-am îmbrăcat pentru că la original nu-mi plăcea și începuse să aibă semne de uzură și efectiv am vrut să-l schimb. Oglinzi electrice încălzite. Avem, bine, SP asta nu e opțional, autocol, senzor de parcare față-spate cu afișaj, senzor presiune pneuri și perdeluță electrică în spate. La buton poți să dai înainte, să o lași și să o pui cum ar veni. E manuală 6 trepte. Nu știu, chiar nu-mi vin toate. Cruise control. Nu știu, ce pui mai mult pot să vă zic ce n-are. Știu că nu are parktronic. Are cornering, are bixel un adaptiv cu funcție de cornering, spălător de faruri. Jantele sunt pe 18, 235-40 18. În schimb, sunt chestii care poate ar mai fi putut fi puse pe mașina asta, cum ar fi patronic să parcheze singură sau să păstreze distanța față de mașina în față de lane assist, de exemplu, dar nu sunt, nu are dotările astea. Cotieră față-spate este modelul în 4 locuri și cam atât, pentru că după ziceți că sunt Samsar sau alte cele. Mașina o vând de bună, repet, adică puteți să veniți cu tester, cu orice fel de persoane care se pricepe, la orice persoană din domeniu sau serviciu unde vreți voi. Alte chestii, nu știu, pe injectoare, pe astea sunt destul de bine valorile, dar astea le puteți vedea voi dacă vreți să vedeți mașina. Aș fi
bucuros ca pe OLX acolo să-mi scrie doar persoane care sunt chiar interesate de mașină, nu copii sau cei care vor să facă mașină. Tot mai de asta n-am pus numărul de telefon acolo, am pus doar mesaj direct pe OLX. Sau puteți să-mi scrieți pe mail, dacă vreți, mailul meu oricum îl pun de scriere de obicei. Mașini care m-ar interesa și la care aș vrea să trec ar fi un Passat B8 berlină, ar fi un Renault Talisman sau un Renault Megane 4 varianta GT. GT Line, pentru că vreau să-mi cumpăr tot un diesel. Dar nu știu, o să mă mai gândesc, o să mă mai uit. Deja m-am orientat spre câteva mașini și spre câteva prețuri, pentru că am văzut cam pe unde se învârt. Mașina este 2009, pentru că am putea să zic chestia de la început. Codul motor, v-am zis, este CBAV, e motor de generație 9 Common Rail. Cu privire la preț, m-am orientat pe baza prețurilor ce am mai văzut și la alte mașini cu dotările astea în România. Probleme nu am avut, probleme specifice la modelul ăsta ar fi cu frâna de mână, se duc pe spate etrier și e destul de scump. Și altceva, nu știu, caloriferele astea se mai duc, nu mai bagă cald iarna, dar la fel nu am avut probleme. Nu. Și chiar nu știu ce să vă mai zic altceva. Cotieră față spate și mă rog, chiar nu. Nu știu, eu am fost foarte mulțumit de mașina asta. Consum mediu am 5-6 pe ultimii, stai să văd, când nu știu, 427 de kilometri. Instant la 110 am 5%, dar depinde că era cu un pilot sau așa. Mă rog, cam 6% are medie, de eu merg mult în afara orașului și cred că asta e un avantaj clar. Nu veniți cu oferta aberante, la fel nu vreau să dau mașina la schimb, nu vreau să mă încurc să dau mașina și să mă chinui să o vând pe cealaltă în cazul unui schimb, deci nu mă interesează chestiile de genul ăsta. Mă rog, mai are asta antiorbire, senzor ploaie, senzor lumină. Na, e un model destul de dotat, nu știu exact care e versiunea, dar pe mine m-a mulțumit dotările astea. Sistemul audio este sistemul stock, nu este cel din audio. Și, na, nu știu, e o mașină tinerească, e o mașină frumoasă și culoarea este maro, este mocha brown. Așa este și în talon. Nu am probleme cu, nu știu, taxele sau astea, adică se poate înscrie instant, se pot face actele pe loc dacă cineva e interesat. Mie mi s-ar prea mult mai palpita să fac ceva de genul tombolă, dar la fel, nu știu cum ați primit voi chestia asta și o să văd pe baza feedback-ului. Nu știu, să zic că aș da o perioadă, să zic dacă în perioada asta se strânge suma de bani, ok, dacă nu prelungim. Adică ar fi interesant, zic eu, și chiar aș vrea gen să cunosc personal persoana care ar câștiga, știi, ar fi, da. Dar nu are rost să vorbesc despre asta acum, pentru că nu are rost. Mă rog, are comenzi vocale. Sunt chestii pe care efectiv nu le-am folosit de-a lungul timpului, pentru că nu prea le văd, neapărat că nu le văd rost, poate că sunt dotări bune, dar nu m-au pasionat pe mine efectiv. Singura eroare pe care o are mașina și apare în când în când în bord este pe butonul de la frână de mână, chiar mi s-a întâmplat și în unele clipuri să apară. Nu știu, dacă am schimbat butonul de două ori și tot se aprinde, nu știu exact care e treaba, dar la fel, se poate pune pe teste, se pot vedea erorile stocate ca să se vadă că cel puțin de când am eu mașina, ăștia sunt kilometri cu care am mers foarte mult la drum lung. Ulei nu consumă mașina. Na, nu știu. Chiar nu știu ce să vă mai zic mai mult. Oricum, ar putea zice că un istoric al mașinii sunt clipurile de anul trecut până acum. Adică, i-am mai făcut un detailing tot așa acum vreo jumătate de an și vreau să-i fac acum în primăvară din nou. Dar, nu știu, oricum i-am curățat pielea, toate cele arată destul de bine pentru anii pe care i-are mașina. Mașina vreau să o vând cu cauciucuri noi de iarnă, cauciucurile au rulate, să zic, au rulat cam vreo 15.000 de kilometri iarna asta și sunt în stare foarte bună, adică eu zic că două sezoane te mai țin lejer, depinde cât de mult mergi tu. Aici o să încerc să întorc și să revin pe autostradă, pentru că vreau să mai fac câteva reprize de accelerații. Eu de obicei nu merg tare în car vloguri. Nu vreau să dau un exemplu prost și nu e vorba doar despre exemplu prost în sine, dar nu vreau să merg cu viteză în episoade, cam asta e ideea. Cent în turație. Dar din păcate noi nu avem drumuri, așa că trebuie să mă opresc aici, pentru prima dată când merg așa mai tare ca să, na.
pe aici am făcut și eu testul înainte să o cumpăr și drumul ăsta parcă așa are o legătură și o valoare spirituală. Dar nu știu, mi se pare o mașină destul de completă, adică ai toate rețelele necesare. Doar că efectiv v-am zis, vreau să-mi cumpăr ceva mai nou, eventual ceva din alt brand. De la Logan la Passat CC a fost o trecere foarte, foarte mare și s-a simțit, adică treci de la o gamă la alta, de la o bine și prețul e pe măsură. Dacă cineva o să vine și chiar o să fie interesat, o să spun și cu cât am cumpărat mașina, dar acum nu are rost, deși am făcut un video și am spus cât a costat mașina anul trecut și știu cam cât se devalorizează o mașină de genul ăsta, știu cam cât se cer pe ea. Ce am zis, cam plăcuțe față, am schimbat, nu, mașina e pusă la punctul momentul de față, cel mai probabil, cel mai curând o să fie de schimbat ulei în 12-13.000 de kilometri, după cum vrea fiecare, oricum l-am înregistrat aici în bord, la service interval. Și volanta nu-i bate deloc, adică ambreiajul nu o să ai probleme cu el. Bine, depinde cum mergi cu mașina, pentru că, na, mașina, așa cum o îngrijești, așa o ai. Hai să fac un rezumat pe final. Mașina este 2009, cod motor CBAB, bine, asta scrie și în anunț. 230 și ceva de mii de kilometri. Are dotări ok, eu știu că cel mai mult se caută și cele mai importante dotări ar fi navigația asta mare. Trapă, piele, comenzi pe volan și, nu știu, senzori parcare astea sunt față-spate cu afișaj. Adică consider că e tot confortul de care ai nevoie tu ca și șofer. În spate nu am încălzire în machete, pentru că nici nu am vrut și nu m-a interesat chestia asta, merg mai mult singur. Și da, prețul din anunț este orientativ și este negociabil, bineînțeles. Și aș avea o rugăminte să nu îmi spuneți că îmi iau alte mașini din altă țară, nu mă interesează. Mașina este înscrisă, nu trebuie să mai bagi bani în înscris, în RAR, în autentificări, în alte cele. Mașina așa cum e, așa pleci cu ea pe roți și da. Bun, dacă aveți oferte, vă aștept acolo pe OLX să-mi dați mesaje. Și dacă vreți să facem chestia aia cu tombola, dacă voi credeți că ne-am putea strânge, având în vedere că aș pune intrarea, să zicem, 1 milion sau 50 de lei și să fie mai mulți participanți, facem și chestia asta, cu cel mai mare drag, ar fi palpitant așa și toată lumea ar fi fericită, pentru că și eu aș vinde mașina și, bine, într-adevăr, ar fi un singur norocos care ar lua mașina, dar ar lua-o pe 1 milion, ceea ce mi se pare, na. Dar asta e după norocul fiecăruia, nu știu dacă mai cu cineva asta în România, mă refer cu mașină mai scumpicic, așa, adică nu la 200 de euro. Hai să aștept că vine tu de lansat băiatul cu Audi. Și alte chestii nu mai am ce să vă mai zic. Sunt mulțumit de mașină, o vând de bună. Mi se pare că se mișcă decent. Și da. Pentru alte detalii vă aștept cu mesaje private. Mersi de vizionare și așteptările voastre în comentarii. Salut!